Altarul de vară, izvorul tămăduirii al mănăstirii Hadâmbu din județul Iași a sărbătorit vineri 29 aprilie 2022 hramul. În atmosfera sărbătorilor pascale, sute de pelerini au participat la Sfânta Liturghie și la slujba ghesmii mici, săvârșite în catedrala acoperământul Maicii Domnului. Cele două slujbe au fost oficiate de către arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, alături de un sobor de preoți. Din soborul slujitorilor au mai făcut parte și părintele Cosmin Gubernat, consilier al sectorului cultural și comunicații media al Episcopiei Hușilor. Câteva sute de pelerini din Moldova și din Bucovina s-au rugat împreună cu soborul slujitorilor, intonând frumoasele cântări specifice sărbătorii Învierii Domnului. Predica sărbătorii a fost ținută de către părintele consilier Cosmin Gubernat, care a făcut referire la sărbătoarea izvorului tămăduirii. Astăzi, de izvorul tămăduirii, noi avem în centrul cinstirii noastre pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu și însăși denumirea acestei sărbători, izvorul tămăduirilor sau în limba greacă, izvorul dătător de viață, este cea denumirea aceasta, este cea care de fapt o caracterizează pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, cea care ne-a făcut cel mai frumos și minunat dar pe Fiul lui Dumnezeu întrupat. Avem această conștiință că închinându-ne, venind la Maica Domnului, închinându-ne icoanei ei făcătoare de minuni, aceeași lucrare a lui Dumnezeu, care a lucrat minunat acum secole în urmă, lucrează și poate lucra și în viața noastră. Biserica lui Dumnezeu este izvor dătător de viață, pentru că este izvorul harului lui Dumnezeu. Mijlocirea Maicii Domnului este dătătoare de viață și de tămăduire celor care îi se închină cu credință. Avem această și să aveți această conștiință, că întâlnindu-vă cu Maica Domnului în rugăciune, închinându-vă icoanei ei făcătoare de minuni sau icoanelor pe care le aveți în parohiile și în casele dumneavoastră, cu credință puternică, cu nădejde în milostivirea lui Dumnezeu și în lucrarea de mijlocire a Maicii Domnului, devine și pentru noi, Maica Domnului, izvor dătător de viață. În fața catedralei mănăstirii Hadâmbu s-a oficiat aghiazma mică din ziua izvorului tămăduirii. În timp ce strana a cântat, clopotele au răsunat peste străvechea așezare și peste natura înverzită, după binecuvântata ploaie revărsată în ultimele zile. Oamenii au luat la casele lor apa sfințită pentru a bea din aceasta și pentru a o păstra. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Deci de vreme ce domn și s-a făcut părtași sânge. Și
Și cel care intra întâi după tulburarea apei, se făcea sănătos. Să te oprești, Doamne, toate mintele împotrivi și bătorești mare și asărată aceste vieți și împlânzești cu mine greu de putată de tăcerilor însuți iubitori de oameni împărată, cine între nouă să purtăm veșmânt luminat ca zăpadă din apă și din Duhul. Și acum trimite Harul Preasfântul de viață pe Cântorul tău Duh, Ați făcătorului tău Duh, care sfințește toate și sfințește și apa aceasta. Și acum trimite Harul Preasfântului și de viață făcătorului tău Duh. Apoi s-a oferit pâinea sfințită, cunoscută sub numele de Paști. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul așezării monahale, care a aniversat în această zi 58 de ani, a mulțumit tuturor pentru că s-au rugat împreună la primul hram din anul calendaristic 2022 al ctitoriei lui Iani Hadâmbu. Astăzi este o zi foarte importantă și din viața mea. Și țin să mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru cei 58 de ani de viață, care astăzi de mila Dumnezeu îi împlinesc și nu-mi doresc mai mult să cer de la Bunul Dumnezeu în această sfântă zi decât să fiu util credincioșilor la drumul pe calea mântuirii, să fiu de folos în continuare și să-mi ajungă anii, să-mi ajute Bunul Dumnezeu, să-mi ajungă anii, să pot să-i mulțumesc Bunului Dumnezeu, Preacurate Maicii lui Dumnezeu, pentru marea binecuvântare din locul acesta sfânt și sacru, pentru toate realizările în cei 32 de ani de când sunt de mila lui Dumnezeu la Mănăstirea Hadâmbu, de când am redeschis această frumoasă sinăstrie a Hadâmbului și rog pe Bunul Dumnezeu și pe frațile voastre să vă rugați pentru mine, să îmi ajungă ani, repet ce are și mă reîntorc, să vă fie de folos. Îi mulțumesc Bunul Dumnezeu încă o dată pentru toate darurile care le-a revărsat în cei 58 de ani asupra mea. 32 de ani această mănăstire a înflorit foarte frumos, a lucrat Măicuța Domnului și prin dumneavoastră care sunteți podoaba bisericii. Și de ce nu mi-am dorit foarte mult, după încheierea atâtor șantiere care au fost aici, care se încheie cu clopotița, Dumnezeu știe dacă se va mai face ceva în timpul acesta, dar îi mulțumesc lui Hristos pentru frumoase realizări și să mi-a ajutat Dumnezeu să fiu de folos tuturor celor neîncălziți, sărmani și orfani. Asta mi-e dorința mea până la mormânt. Vă mulțumim din suflet că existați, că iubiți locul acesta și vă sărut mâinile tuturor și mă plec în fața frăților voastre că m-a susținut, în primul rând mă refer la ucenicii mei, la fiii duhovnicești, care toate vă mulțumesc și vă datorește că ați venit. Din cei 27-28 de fii, de ziua mea a venit doar un fiu de la Suceava care... Să-și mântuire, la mulți
cine să mai trăiască, dar cine să trăiască, toată obștea.